Punctele vamale din Mehedinți continuă să fie poartă de intrare în țară pentru marfa de contrabandă adusă din Serbia. În fruntea listei se află alcoolul și țigările. Contrabandiștii pot obține în urma vânzării acestor produse un profit dublu, dacă nu chiar triplu. Acesta era și planul unui bărbat în vârstă de 44 de ani din Drobeta Turnu Severin, care a fost prins de polițiștii de frontieră cu aproape 500 de litri de alcool adus din Serbia. Aceștia au descoperit într-o anexă această cantitate de alcool pentru care cetățeanul nu era înconstituit în calitate de antrepozitar, fapt pentru care polițiștii de frontieră mehedințeni au întormit severineanului lucrare penală în care se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținere în afara antrepozitului fiscal a unei cantități mai mari de 40 de litri de alcool. Și vreau să vă spun că alcoolul a fost indisponibilizat în vederea confiscării. Cetățeanul severinean a declarat că intenționa să-și dezinfecteze stupii în care ținea albinele pentru a-i pregăti pentru primăvară. Alcoolul confiscat de polițiștii mehedințeni ar valora pe piața neagră peste 100 de milioane de lei vechi, iar contrabandiștii intenționau să îl plaseze în mai multe județe. Fără marcaje fiscale, pe care persoana în cauză intenționa să le comercializeze la diferite persoane din alte județe din țară. În cazul în care va fi găsit vinovat, bărbatul asupra căruia s-a găsit cantitatea de alcool de contrabandă poate să primească o pedeapsă cu închisoarea cuprinsă între 1 și 4 ani.